La misiune au participat peste 20 de pompieri cu trei autospeciale de stingere, un echipaj smurd și două autospeciale pentru primă intervenție. Misiunea pompierilor a durat aproximativ 3 ore. Au ars două anexe cu suprafața de 130 de metri pătrați, lemne de foc și baloți de paie. Proprietarul uneia dintre gospodării, în vârstă de 53 de ani, cu arsuri de gradul 1 și 2 la membrele superioare, a fost transportat la spitalul din Caracal, conștient și cooperant. Pentru că în ultima perioadă numărul incendiilor de vegetație a crescut foarte mult, salvatorii fac din nou apel la responsabilitate, astfel încât oamenii să nu mai folosească focul deschis pentru igienizarea terenurilor agricole sau pentru a distruge resturile menajere în apropierea locuințelor.